Chefirul cu semințe de chia și cu căpșunică și cu migdale puse pe deasupra. Așa, punem așa aici. Și eu așa le-am pus, feliuțele de pâine, care am făcut pâinea cu hrișcă ieri și cu 5 feluri de semințe. Le-am congelat. Și îmi scot câte o felie, două. Ia uitați cum arată pâinica cu hrișcă, vedeți? Și o așezăm așa aici. Ia uitați. Și acesta este meniul numărul 2. Rulouri de zucchini sau de bostănel cu omletă cu ceapă, pâinică cu hrișcă, salată de bostănel cu usturoi și cu pătrunjel, chefir cu migdale și cu semințe de chia și cu o căpșunică și ceaiul nostru digestiv. Aceasta este ziua numărul 2. Bine ați venit! În bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi este ziua a doua, unde vom face un ceai cu foi de dafin și cu ghimbir. Vom face din bostănel sau din zucchini, o să facem și sălățică și o să facem și rulouri din zucchine sau din bostănel. Și chefir cu semințe de chia. Și cu migdale măcinate. Și o să adăugăm și o căpșunică. Așa. Ia să-mi aduc și chefirul. Bună ziua, bună ziua! Hristos a înviat și bine ați venit! Așa. Și vom avea nevoie. Aici vom face fără să le cântărim. Avem pentru chefirul nostru cu semințe de chia, vedeți, într-un pahar de 200 pe 3 sferturi l-am umplut. Așa, adăugăm cam o linguriță, o linguriță jumătate de semințe de chia și lăsăm peste noapte acoperite în frigider. Și a doua zi vom adăuga migdalele măcinate. Bună ziua, Eugenia! Bine ai venit! Și o căpșunică. Așa, apoi vom face ceaiul nostru. Ia să-mi deschid... Să-mi deschid apa. Vom face ceaiul nostru cu foi de dafin. Vedeți? Foi de dafin proaspete. Puteți face ceai digestiv. Și tot așa, în 4-5 frunze și cu ghimbir. Așa, tăiat bucățele și o să punem așa într-un borcanel. Și apoi, din bostănelul nostru sau din zucchine, o să le punem pe un gratar și o să le coacem. Și o să facem o sălățică cu usturoi, cu pătrunjel, cu ulei și cu sare și apoi o să facem rulouri unde o să punem un ou, puțină sare, puțină ceapă verde și cu bostănei sau cu zucchini. Și o să începem cu ceaiul, apoi o să facem chefirul și după aceea bostănelul. Voi pune ghimbirul, bucățele, îl tai. Îl punem așa aici. Și frunzele de dafin, eu le strivesc, le iau pe toate, vedeți? Frunzele de sunt proaspete și le strivesc. Cu frunzele uscate puteți pune și pe foc. Le strivesc, uite așa. Și apoi le pun așa aici, în interior. Frunzele le puteți pune și pe foc și lăsați să fiarbă un minut și după aceea închideți și acoperiți. Și acesta îl fac și până diseară, până mă culc, îl beau pe tot. Așa. Ia să vedem apa. Și punem apa peste. Vasul meu are jumătate de kilogram.
și punem așa un căpăcel și dăm deoparte. Acum, aici avem chefirul nostru într-un pahar și o linguriță de semințe de chia. Eu am să le pun peste, așa. Amestecăm. Așa. Apoi o să acoperim cu folie transparentă sau cu o farfuriuță mică și dăm la frigider toată noaptea. Vedeți? Și o să fie așa. Aici este puțin mai gros. Ia uitați. Acum voi adăuga aici am migdale măcinate și voi pune așa puțin. Așa. Cam o linguriță așa să fie. Și voi pune și o căpșunică așa peste. Ia uitați. Și poftă bună. I-am să-i pun și o frunzuliță. Așa ca de decor. Și poftă bună. Și acesta îl dau pentru mâine la frigider. De bostănelul nostru. Și începem să tăiem feliuțe. Și să punem pe grătar. Aici am un cuțit mare și lung. Ca să le tai. Eu le tai așa pe lung. Subțirele, subțirele. Cam așa, vedeți? Cam așa să fie. Și le tăiem și le punem pe grătar. Și punem pe grătar. Și între timp mai tăiem. Vedeți? Lungi. Ca să facem rulourile. Așa. O să tai pe tot. Aveți grijă la mâini dacă faceți așa ca mine. Și acum pentru salata noastră putem tăia și mai mărunțel. Așa. Și acestea le putem tăia și rotunde. Sau le tăiam așa pe... Ia uitați. Să fie mai lunguțe. Așa. Pentru salată. Eu o fac mereu. Este foarte, foarte bună. Eu nu am pus aici pe masă, dar puteți să-i adăuga și puțin oțet în salată. Am văzut că eu. Așa. Și tăiem. Așa, ia să întoarcem. Bostanelul nostru sau
vedeți cum se face? Ia uitați-l. Așa, pe grătar. Și întoarce. Cine dorește și poate face și o bucățică de carne, așa micuță, să nu fie cât podul palmeni, așa. Așa. Am să dau bostănelul deoparte și o să continuăm după aceea, așa, cât se face. Și acum, într-un bol, voi pune un ou. Așa. Și voi tăia puțină ceapă verde. Așa. Din frunze. Așa și puțin de aici. Fiecare pune cât dorește. Am să pun puțină sare. Punem și ceapa și amestecăm. Puteți amesteca oul și înainte. Găiță și dau foc. Dau drumul la foc, la gaz. Așa. Ia să vedem bostănelul nostru, dacă este gata. Ia uitați-l. Vedeți? Și îl punem așa aici, peste. Ia uitați. Așa. Și punem așa aici, în față. Acum le punem și pe celelalte. Și rotunde și lungi pe grătar. Așa. Le punem pe toate. Bine și cu carne și fără, acum fiecare cum este obișnuit. Eu mănânc mai puțină. Astăzi ouțul. Așa, am pus. Amestecăm așa bine. Voi pune puțin ulei aici în tigăiță. Așa că am o lingură, două, nu mai mult. Și o să punem în tigăița unde am pus cam două linguri de ulei. Așa. Vedeți că este aproape gata. Așa, omleta noastră. Așa, și o las puțin pe foc. Mai întoarcem și bostănelul. Aici avem cele făcute. Vedeți? Aici avem făcut... Dacă dorim, putem pune și puțină sare peste, că nu am pus. Așa. Puțină, așa. Omletica noastră este gata. Am să o pun așa peste aici. Și o lăsăm să se răcească puțin. Uitați.
Am întors, le-am întors și pe cele rotunde. Așa. Și vom tăia în patru. Ia să vedem care arată mai bine. Așa. Și vom pune așa peste și vom pune oul nostru așa peste și apoi vom rula. Vedeți? Și am făcut rulouri de zucchine. Să știți că sunt foarte bune. Eu am să le prind și cu o scobitoare. Așa. Și rulăm. Le puteți mânca și așa. Bună ziua, Ana Maria! Le puteți mânca și așa sau le dați la cuptor și le stropiți cu puțin bulion condimentat cu puțină sare și cu puțin ulei. Dar eu așa le prefer. Așa, ia să vedem pe celelalte care s-au făcut. Așa, și să le punem așa aici. Și din aceastea vom face, am să fac o salată. Vedeți? O porție. O porție pentru o persoană. Un nou și patru feliuțe de bostonel sau de zucchina. Cum vreți să-i spuneți. Așa. Și acum să vă arăt salata. Dacă ați ști cât este de bună. Așa. Eu am să închid și am să termin după aceea, așa, am să dau deoparte. Ca să vă arăt, așa, și aici o să avem un bol. Și în interior vom pune un cățel sau doi de usturoi. Eu i-am spălat înainte. Așa. Acum fiecare pune după gust. Așa. Și facem și salata. Așa. Și cred că ajung doi căței de usturoi. Și eu le-i fac așa. Bățele cu bulețe, cu bulețe. Crestez așa deasupra. Așa. Și apoi pun aici și tai. Vedeți? Ia uitați. Și iese mărunțel, mărunțel. Mai crestez puțin. Așa. Ia să fac cu celălalt puțin, că este mai mic. Așa. Și tăiem. Și mai facem și pe celălalt. Îl puteți tăia și pe fund, cu bulețe, cu bulețe, mărunțel, mărunțel. Eu îl fac așa, l-am făcut dintotdeauna. Așa. A
Acum vom tăia și pătrunjelul. Deci faceți totul după gust. Deci nu sunt ingrediente precise. Aici am cam o mână de pătrunjel, vedeți? Și îl tăiem. Eu îl strâng așa. Tot din grădinița mea, din balcon. Am în fiecare vasă, am și pătrunjel. Și căpșunele. Și cimbru am. Mi-am florit cimbru. Și o să facem, am să-l pun la uscat și o să facem uleiul de cimbru. Săpunul l-am făcut, s-a și uscat. Și am să fac și ulei. Așa. Și punem și pătrunjelul aici. Punem puțină sare. Așa. Și acum punem ulei. Cerșcuța de ulei. Și le luăm. Arată super. Într-o zi am să vă duc în balcon să vă arăt balconul meu cu plantele mele. Și chiar dacă sunt calde, eu le pun așa calde peste. Vedeți? Întregi. Așa. Și amestecăm. Ia uitați. Și cine dorește, poate pune și un pic de oțet peste, că este foarte bun. Liță de la căpșunică. Vedeți? Chia cu chefir și cu căpșună. Așa. Am pus să trebuie lăsat de seara. Seara puneți, umpleți păhăruțul pe 3 sferturi sau plin și puneți cam o lingură de chia în interior. Mulțumesc, o zi frumoasă și ție, Eugenia, îți mulțumesc mult. Și a doua zi adăugați o linguriță de migdale măcinate sau nuci sau fistic, ce doriți puneți în interior. Așa. Și o căpșunică, o bucățică de kiwi, o jumătate de kiwi, o bucățică de banană. Așa. Ceiuțul nostru digestiv. Astăzi l-am făcut cu foi de dafin și cu ghimbir. Și bostanelul nostru pe făcut rulouri cu omlețică. Omlețică cu puțină ceapă verde. Pâinica noastră cu semințe. Vedeți? Și aici salata de bostanel. Vă pup dulce, rețetele le găsiți pe canalul de YouTube și ne vedem mâine, tot așa după prânz am să intru. Vă pup dulce și multă, multă sănătate vă doresc și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături. Vă pup, o seară frumoasă tuturor, la revedere și multă, multă sănătate. Pupici, pupici, la revedere.